Mihai, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Băiatul de 13 ani povestește că stătea în ultimele bănci din clasă împreună cu cei patru colegi la ora de franceză. El spune că a fost amenințat și obligat să își dea pantalonii jos în timp ce era filmat. Totul a ieșit la iveală o săptămână mai târziu, când povestea a ajuns la urechile tatălui său. Acesta s-a dus glonț la poliție și, bineînțeles, a anunțat și conducerea școlii despre incident. Cei patru colegi recunosc că l-au amenințat, dar spun că nu au filmat nimic, iar imaginile, dacă există, nu au fost încă găsite. Cei patru au fost exmatriculați pentru 5 zile.